Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, un proces bizar în China, unde o cetățean a semnat un contract cu cerneală invizibilă ca să pretindă după aceea că documentul nici nu există. Bravo! Obiectivul să nu dea bani împrumutați înapoi. Deci era la o bancă sau ce? Da, știm că vă interesează, deci o să vă dăm mai multe detalii. Detalii. Deci acum câțiva ani, domnul Lin a împrumutat de la amicul său, domnul Lei, 120.000 de yuani. Aproximativ 16.000 de euro. Deci asta trebuie să reține, sunt doi chinezi, domnul Lin, domnul Lei. Domnul Lei a cerut domnului Lin să semneze un contract de împrumut în care se stabilea cum o să-i fie înapoiați banii. Domnul Lin a fost de acord, doar că spre stuparea domnului Lei, semnătura domnului Lin a dispărut de pe document în mai puțin de o oră. Asta este practic cerneala aia cu care semnează politicienii promisiuni electorale. Da. Și în România a urmat un proces și după câțiva ani instanța l-a obligat pe domnul Lin să-i dea banii înapoi domnului Lei. Nu știm detaliile, nu știm cum funcționează justiția chineză, dar s-a făcut dreptate într-un fel. Acum vreau să vă spun că este un foarte mare interes față de subiect. Un material în care se explică proprietățile cernelei respective, care are capacitatea să se șteargă singură într-o oră, a fost deja vizionat de peste 11 milioane de ori. Asta aseară. Îți dai seama ce înseamnă asta la nivelul Chinei? Nimic. Să se apuce aia de făcut treabă? Da. Și întrebarea mea este dacă vreți să documentăm suplimentar chestia asta și să căutăm link-ul pentru filmulețul respectiv, poate furnizorul de cerneală invizibilă care dispare într-o oră și să-l punem la noi pe pagina de Facebook. Da. Vrei, a? Da. Dar mai bine îți trimiți ție link-ul și te ocupi. Dar să dispară link-ul după oră. Să dispară și acest tutorial toader. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.